Totuși aveți o viață de succes din exterior privind. De ce, ce vă mână în luptă? Sau de ce vă doriți neapărat să ajungeți în Parlamentul României? De ce vreți să vă complicați viața? Da, foarte mulți mi-au pus întrebarea asta, mai ales apropiații care mă cunosc. Am văzut de-a lungul timpului cât de mult influențează viața politică, viața fiecărui individ, a noastră, a mea, a ta, a fiecăruia. Și atunci mi-am pus foarte serios problema dacă să intru într-un partid politic sau nu. Pentru că un om de bună credință înseamnă sacrificiu. Așa este, înseamnă sacrificiu, înseamnă mult timp consumat, înseamnă inclusiv sacrificiu familial, pentru că a costat foarte mult timp politicii, dar mi-am dat seama cât de mult influențează deciziile parlamentarilor viața mea și a tuturor. Și eu cred că, dacă vreme de 26 de ani, foarte mulți oameni de bună credință n-au ales să intre în partide politice, chiar dacă, să zic așa, sunt printre puțini, mai ales la o vârstă fragedă, am ales să intru într-un partid, voi lupta cu toată puterea mea ca să schimb ceva în țara aceasta și în județul acesta. Deci din dragoste de aproape. Deci, din dragoste de aproape și din dragoste pentru țara, pentru că eu țin la țara aceasta. Țin la copiii mei care vreau să trăiască alături de mine în țara aceasta și cred că România are un potențial extraordinar. Deci cred acest lucru, că are un potențial extraordinar. Suntem o țară mare, așa o țară ca dimensiune în Europa și avem un potențial de dezvoltare extraordinar. Uitați-vă la relief, uitați-vă la turism, numai că trebuie să vină câțiva oameni de bună credință în țara asta, oameni serioși, oameni integri, care să pună în aplicare un proiect simplu, nu complicat. Nu complicat. Dar să pună în aplicare un proiect simplu la care oamenii de bună credință să-l gileze. Iar eu cred că lucrul acesta în următorii 4 ani, 8 ani de zile se va întâmpla. Deci sunt conștient că va exista o schimbare de paradigmă, o schimbare de viziune în România, inclusiv o schimbare a clasei politice. Și credeți că veți fi omul decisiv la nivel județean pentru a implementa această nouă viziune a politicii? Eu îmi doresc să-mi formez alături de mine în interiorul partidului, dar și în exteriorul echipă de oameni puternici, oameni care pot aduce valoare adăugată în județul Bistrița-Năsăul, dar și la nivel de țară. Deci cred că se poate face acest lucru. Sunt foarte mulți oameni de bună credință care stau pe margine, poate n-au avut curajul să intre în angrenajul politic, dar care, la momentul în care le faci invitație, să vină alături de tine. Susțineți că stăpâniți domeniul economic, financiar? Într-o anumită măsură bună, da. Eu am multe de învățat, sunt conștient de lucrul acesta, dar m-am bătut de foarte multe lucruri în domeniul pe care l-am practicat. Și știu foarte multe lucruri de la bază. M-am bătut de ele în fiecare zi. Și atunci, de ce ați tăcut 4 ani în Consiliul Județean din postura de consilier județean și nu ați abordat conducerea Consiliului Județean pe această problematică economică, financiară? Eu sunt de principiu că nu trebuie să vorbesc numai aiurea. Și mi-am făcut treaba în comisiile de specialitate de unde am făcut parte. Într-adevăr, am făcut parte din Comisia de Urbanism în Consiliul Județean. Și acolo, bineînțeles, că mi-am adus aportul împreună cu colegii mei la anumite proiecte de hotărâre. S-a lucrat pe acea strategie de dezvoltare a județului, care este o strategie foarte bună. Pe hârtie. Pe hârtie. Însă trebuie pusă în aplicare. Din punctul meu de vedere, problema județului Bistrița-Năsăul stă în exact ceea ce spun eu, adică în faptul că nu avem economie care să aducă valoare adăugată. Avem câteva companii foarte mari cu capital străin care angajează oameni, dar bineînțeles că nivelul salarial este foarte scăzut. Noi trebuie să aducem companii și trebuie să încurajăm producătorii și întreprinderile mici și mijlocii de la noi din județ să le ajutăm în a obține proiecte, în a se dezvolta pentru a crește nivelul salarial. Pentru că odată ce cresc IMM-urile, crește și competiția între IMM-uri și bineînțeles că vom avea și salarii bine plătite. Deci susțineți că ați avut o puternică
activitate în cadrul comisiilor, dar nu ați... Deci am avut o puternică activitate, bineînțeles că fiind la primul mandat, n-am fost poate foarte vocal cum s-au așteptat alții. Însă eu sunt de principiu că mai mult e făcut decât vorbit. Alegerea din, prin care ați fost ales președinte a fost pe bune? A fost pe bune, da. A fost un vot în cadrul biroului permanent județean și bineînțeles că fiecare membru al biroului, prin vot secret, a ales președintele partidului. Credeți că meritați această funcție? Eu cred că rezultatele o să vorbească. Pentru că este foarte devreme să mă autocaracterizez, să spun dacă merit sau nu. Rezultatele, inclusiv din această toamnă, dar și de pe viitor, vor demonstra sau vor invalida, să zic așa, această decizie. Stelian Dolha susținea că partidul este condus din umbră, de un domn cu mustață. Este așa? Pentru că dumneavoastră acum sunteți președintele organizației și, teoretic, dumneavoastră conduceți partidul. Da, nu este adevărat. Partidul nu este condus din umbră. Partidul este condus de un număr de 50 de persoane și vorbesc de membrii biroului permanent județean. Deciziile importante, deciziile cu privire la viitorul partidului, inclusiv la listă, la tot ce s-a întâmplat, s-au luat în forul acela superior al partidului, biroul permanent județean. Deci nu este adevărat. Nu este dumneavoastră conduceți, sau mă rog, structurile... Știți cum e? Conduc eu împreună cu colegii mei, domnul prim vicepreședinte Ioan Tur și, bineînțeles, structura de conducere a partidului. Deciziile importante acolo se iau. Acolo se iau. Inclusiv lista de la parlamentare, inclusiv stafful de campanie, tot ce se întâmplă important în partid, se întâmplă acolo. E foarte important deciziile pe care le luăm, să le luăm într-un for cât mai mare, cu oameni care contează, care au avut rezultate. Vorbim de primar, vorbim de lider de influență a partidului. Ați vorbit de rezultate la alegerile locale. Dumneavoastră, concret, ce ați făcut la alegerile locale? Pentru că și aici vi se aduc reproșuri dumneavoastră și noi îi conduce. În sensul că nu v-ați fi implicat suficient de mult, iar acum ați confiscat partidul pe seama muncii altora. Concret, ce ați făcut la alegerile locale? Deci eu m-am implicat foarte mult. Eu am fost responsabil, să zic așa, pe un anumit colegiu, pe colegiul 3 din județul Bistrița Năsăud. M-am ocupat de echipa de acolo și am fost zi de zi pe zona, pe Valea Someșului? Pe Valea Someșului. Zi de zi am fost în campanie. Inclusiv pe domnul Dolha l-am ajutat cât am putut. Deci am fost alături de partid. De-a lungul acestor 4 ani, indiferent ce mi s-a dat, în atribuții să fac responsabilități, am fost alături de partid, indiferent că a fost președinte Ioan Orteanu, Cristi Florean, Eugen Curtean sau Stelian Dolha. Deci a fost un membru disciplinat. La fel și colegii noastre care se regăsesc pe liste, pe locurile elegibile, Doris Moldovan, mă refer, și Ioan Turc, și ei au muncit alături de noastră. Deci, Doris Moldovan a fost director de campanie la alegerile locale. Uh-huh. Și a muncit foarte mult. Toți am muncit. Și domnul Turc. Am fost obișnuit să muncesc. Și domnul Turc a fost o perioadă în campanie. Bineînțeles că el n-a fost membru al biroului permanent județean, nu a avut o responsabilitate anume în campania aceasta electorală. Dar cred că a fost alături de partid, alături de noi. Și a susținut echipa. În campania ce urmează, credeți că veți aduce în urna liberalilor cele 4.000 de voturi ale penticostalilor? O întrebare destul de dificilă. Nu pot să zic că voi aduce un anumit număr de voturi, pentru că lucrurile s-au schimbat mult. Oamenii au păreri personale. Votul este secret. Depinde dacă voi convinge pe acești oameni, pentru că votul nu este pe criteriu etnic, religios, nu. Votul este bazat pe proiecte. Dacă eu încerc să convinc pe prietenii mei, pe apropiații mei, pe cetățenii județului Bistrița, indiferent din ce religie fac parte, că aș fi un bun reprezentant al lor în Parlamentul României, vor acorda votul. Dacă nu, nu. Nu se merge pe criteriu. Nu pot influența pastorii voturile credincioșilor. Nu pot influența. Nu pot influența pentru că oamenii au propriile lor păreri, urmăresc politica, știu foarte bine cu cine au de-a face și atunci fiecare vor acorda votul în funcție de ceea ce crede. Țărăniștii vă vor susține? Pentru că și aici partidul a fost condus de
rudenii de la dumneavoastră, Partidul Național Țărănesc. Da, care s-au retras, nu mai fac parte din Partidul Național Țărănesc. Ați primit un vă vor susține? Care, da, au zis că mă vor susține cu ceea ce pot. I-ați pomenit pe Eugen Curteanu, i-ați amintit de Stelian Dolha, de Cristian Florian, zic și eu de Alin Seserman, de Gabriela Montoiu. Da. Unde sunt toți acești tineri frumoși și liberi? Pentru că, privind retrospectiv, nu prea se mai regăsesc în interiorul partidului. Nu vă temeți că și dumneavoastră veți avea oarecum aceeași soartă? Nu mă tem. Eugen Curtean este alături de noi. Cristi Florian, la fel, este senator în funcție, este alături de noi. Domnul Dolha, chiar dacă a avut anumite nemulțumiri... Nu, dar toți au fost președinți și pe perioadă scurtă. Pe urmă, n-au mai fost președinți de partid. Da. Se poate ca după alegerile parlamentare să fiți retras de pe această funcție de sincer, partid? Sincer, domnule Botezat, nu m-am gândit ce se va întâmpla după alegerile parlamentare. Pentru mine, primul meu obiectiv este de a avea un scor bun la alegerile parlamentare. Dumneavoastră primul vezi... meu obiectiv. Dumneavoastră după aceea vom discuta, vor fi alegeri. Se vor putea înscrie absolut orice membru al Partidului Național Liberal se poate înscrie în cursa pentru președinția partidului. Deci nu mă gândesc la ce se va întâmpla după. Deci vă doriți un scor bun acum. Îmi doresc un scor bun, îmi doresc ca toți acești lideri influenți să fie alături de mine și alături de partid pentru a obține acest scor bun. Ce înseamnă scor bun mai exact? Să intrați dumneavoastră în Parlament? În primul rând să avem 3 parlamentari în Parlamentul României. Și dacă nu veți obține acest scor bun? Dacă nu vom obține acest scor bun... Pentru că dumneavoastră sunteți oarecum pe... pământ sigur, adică din postura de deschizător. Cap de listă, veți intra sigur. Sunt președintele partidului. Nu, deci locul vi-a asigurat în Parlamentul României la cum decur lucrurile. Problema se pune pe loc. Eu am o responsabilitate mare pentru că sunt președintele partidului și pentru că scorul pe care îl voi avea, bineînțeles că eu, împreună cu conducerea partidului, cu domnul Turcu Ceilalți, vom avea responsabilitatea scorului, să zic așa. Deci contează foarte mult scorul pe care îl vom obține, inclusiv la nivel național. Acolo vom merge, vom prezenta raportul. Eu vreau ca județul Bistrița Năsăud și Partidul Național Liberal din Bistrița Năsăud să aibă un scor bun la alegerile parlamentare. Dacă asta îmi doresc. Și dacă nu vor intra cei 3 parlamentari, adică dumneavoastră Doris Moldovan deci și Ioan Turcu... Vă spun sincer. Deci vom lupta... Vom veni cu proiecte, vom încerca să convingem oamenii ca toți acești colegi ai mei să fie în Parlamentul României. În luna februarie vor avea din nou loc alegeri pentru conducerea partidului, să înțeleg. Da, da, la începutul anului. Veți candida pentru funcția de președinte? Nu pot să mă pronunț. Nu m-am gândit, serios, la lucrul ăsta. Este Ioan Olteanu un model de politician pentru dumneavoastră? Pentru mine... Nu pot să zic că poate fi un model de politician. Domnul Ortean, și normal că a fost un lider de influență a Partidului Democrat Liberal și a Partidului Național Liberal, dar ca și model de politician, eu sincer m-am uitat mai ales la oameni, să zic așa, reprezentativi. Că vorbim de America, că vorbim de România, deși în România modele de politicieni prea puțin. Îmi place de Klaus Iohannis, care încearcă să abordeze lucrurile într-un mod diferit și într-un mod occidental, dar ca model de politician, eu l-am avut pe Ronald Reagan, pe Winston Churchill, pe doamna Margaret Thatcher. Deci m-am uitat și m-am inspirat, să zic așa, din modelele acestea occidentale, ca și model de politician. Și la nivel național, doar președintele Iohannis, susțineți că... Da, și Dacian Cioloș poate fi considerat un model de politician. Mie îmi plac oamenii mai așezați, care sunt mult mai plecați spre muncă, spre proiecte. Nu neapărat gargara asta ieftină, politica asta dâmbovițeană. Deci apreciez oamenii care mai mult fac decât vorbesc. Unde credeți că s-a greșit la nivelul Partidului Național Liberal încât s-a ajuns la situația de acum cu PSD-ul să dicteze în tot județul? Păi acum a fost un cumul de factori. La nivelul filialei mă refer. La nivelul filialei. A fost acel val USL, știm cu toți istoria, când PSD-ul s-a întărit puternic în județul nostru. Că până la ora
Aceea nu a fost, PSD niciodată nu a avut o putere mare în județ. Numai că au fost mai multe decizii, inclusiv energia aceasta consumată în interiorul partidului pe fuziune ne-a afectat puțin, dar privim cu încredere spre viitor. Spuneți-ne, vă rog, ce ați făcut până la 27 de ani? Până la 27 de ani m-am pregătit profesional, dar am și muncit și am căpătat experiență la locul meu de muncă, aici unde, bineînțeles, împreună cu familia mea am dezvoltat un business. Credeți că vi se cuvină, la o vârstă așa fragedă, toate aceste avantaje? Acum nu pot să zic că mi se cuvin sau nu știu cum este formularea asta a se cuveni, dar într-adevăr, Dumnezeu m-a binecuvântat la vârste așa de fragile să ocup anumite funcții de responsabilitate, pentru că eu așa le numesc. Nu sunt neapărat niște titluri sau niște funcții care să acorde o onorabilitate, cât mă gândesc mai mult la responsabilitatea acestor funcții. Pentru că există anumite responsabilitate. La locul de muncă ai familie, angajați care trebuie plătiți, de care trebuie să ai grijă, iar într-un partid politic la fel. Aici vorbim de reprezentarea cetățenilor. Iar cu în momentul în care reprezinți membrii de partid, cetățenii județului Bistrița, este o responsabilitate mare pentru mine. Ce veți face în Parlamentul României? Pentru că ați obținut locul întâi la Camera Deputaților, considerat a fi un loc eligibil. Cu ce proiecte veți marșa în momentul în care veți ajunge în Camera Deputaților? Câteva axe pe care veți merge. Dacă cetățenii îmi vor acorda votul și va avea șansa și Bunul Dumnezeu mă va ajuta să ajung în Parlamentul României, voi avea mai multe proiecte pe care voi vrea să le implementez, cu care, să zic așa, să mă duc înainte în Camera Deputaților. Deci, în primul rând, eu sunt axat mai mult pe partea economică. Sunt economist de profesie, antreprenor, și bineînțeles că voi activa mai mult în mediul acesta economic. Mă gândesc mai mult la Comisia Economică. Bineînțeles că sunt foarte multe lucruri care trebuie schimbate în relația agenților economici cu statul. Aici sunt foarte mari probleme și lacune legislative. La fel, există și multă birocrație pe sistemul acesta în relația cu instituțiile statului. Vedem foarte mulți funcționari care poate unii sunt prost plătiți, poate unii sunt necalificați și ajung pe anumite posturi și, așa cum am spus, există un decalaj foarte mare între agenții economici și instituțiile statului. Managementul de la stat nu este eficient ca și managementul de la privat. Și atunci apar anumite decalaje. Sunt multe lucruri care se pot face, o debirocratizare. După aceea, ține minte că în 2015 s-a modificat codul fiscal. Trebuie să avem un cod fiscal predictibil pentru următorii 10 ani. Aici încă trebuie lucrat. Să vedem care sunt măsurile fiscale care încurcă agenții economici și să oferim investitorilor o imagine, o viziune pe 10 ani în ceea ce privește fiscalitatea. Pentru că ai de făcut un business plan, business planurile se fac cam pe 10 ani de zile. Rata de amortizare tot. Și atunci oamenii trebuie să știe, domnule, vin în România sau eu ca și tânăr vreau să deschid o afacere, îmi fac un plan de afaceri cu anumite taxe pe anumite cifre. Dacă taxele acestea se modifică de la an la an, nu mai poți să faci afaceri. Deci și trebuie să avem un stan predictibil. Credeți că la vârsta dumneavoastră, la 27 de ani, veți ajunge să influențați aceste domenii de activitate care pot deranja sfere importante de influență, dacă vreți să modificați, cum a zis, fiscalitatea, eu știu, legi care să îmbunătățească relația statului cu privatul, cu mediul privat. Credeți că veți avea acces la un nivel așa înalt? Da, sunt convins de lucrul acesta pentru că există oameni de bună credință. Există agenți economici care ar veni alături, de asemenea parlamentari, în a susține anumite proiecte. Contează doar să vrei. Da, ați ști pragmatic exact unde să interveniți? Da, în primul rând, este normal pentru cei care nu știu angrenajul, în primul rând
trebuie să-ți convingi proprii tăi colegi, adică grupul parlamentar din care faci parte. După care, bineînțeles, să ai negocieri cu celelalte grupuri parlamentare, iar apoi să treci legea mai departe în Parlamentul României. Cu atât mai mult dacă vom avea un guvern partener, adică dacă PNL-ul va guverna țara aceasta, voi putea cu mai mare ușurință să implementeze aceste lucruri, care multe dintre ele fac parte din programul de guvernare al PNL-ului.